Și acum ne întâlnim cu Mihai, care ne vorbește despre vremea de la noi, deși, sincer să fiu, am curiozități vis-a-vis și de Irma. E nasoală treaba acolo, nu? Bună dimineața, Daniel. Bună dimineața. Da, am văzut. Categoria 5, uragan, retrogradat la 4, acum a crescut iar la 5, nu, da? Așa? Iar la 5 și urmează să afecteze zona de sud-est. Se sperie foarte tare americanii. Florida. E o chestie foarte serioasă. Știi care-i treaba? Gândește-te că la vânt de peste 300 de km pe oră, chiar mă uitam în arhivele ANM-ului și la noi vânt foarte puternic înseamnă undeva la 120-130, nu știu, așa excepțional, sunt viteze de 130-140. Gândește-te că acolo au fost 350 de km pe oră. 350? Da, 350. Wow. Deci de la noi, revenind la noi? Băi, revenind la noi, nu știu, e vânt de primăvară, nici nu știu ce să mai spun despre vreme. Mult mai bine așa diferențe fi, sunt, da, sunt atât de mari diferențele între ce se întâmplă în anumite zone pe glob. Deci cei la americani și cei la noi. La noi, gândiți-vă că suntem în plină toamnă deja, aproape au trecut 10 zile de septembrie și temperaturile urcă în zilele următoare până spre 35, chiar 36 de grade, așadar anormal pentru această perioadă. Până la zilele următoare vă spun ce se întâmplă în acest moment la noi în țară. Avem înorări în sud-vestul și în centrul țării, însă nu plouă în acest moment. Cele mai mici valori de temperatură sunt în județul Harghita, la Miercurea, Ciuc, Josen și Toplița, 6 grade. Cea mai ridicată temperatură de 21 de grade o regăsim în acest moment la Oltenița, dar și în delta Dunării, la Sulina. În capitală, vedeți, în acest moment este senin și cam așa va rămâne pe toată durata zilei. Temperatura este de 15-16 grade. În funcție de stația meteo la care ne raportăm, 16 sunt în centru, 15 la periferie. Ei bine, astăzi norările vor persista în sud-vestul și în centrul țării. Sunt regiuni unde când și când va mai și ploua, vor fi descărcări electrice și poate intensificări ale vântului. Haideți să vedem ce se întâmplă exact în fiecare zona țării și începem ca de obicei cu Muntenia, unde ziua de astăzi va fi foarte frumoasă, temperaturile în jurul la 30 de grade, cu un plus pentru lunca Dunării, acolo unde se pot atinge chiar 33. În Oltenia, în schimb, cerul va rămâne norat și în orele următoare și vor mai veni câteva reprize de ploaie, temperaturile maxime cam între 26 și 30 de grade, iată cele 30 de grade anunțate la Râmnicu-Vâlcea. În Banat astăzi, atmosferă închisă, cer așadar cu norări, ploi, tunete, fulgere și maxime numai mari de 26-27 de grade. Ploile ajung astăzi și prin zona Radului, de asemenea în județul Bihor, aici temperaturile anunțate sunt de cel mult 26-27 de grade. În Maramureș, în schimb, mai puțin nori astăzi, condiții foarte reduse de ploaie și temperaturi de cel mult 28 de grade. În Transilvania, astăzi, cerul va fi norat, vor fi mai multe reprize de ploaie, vântul o să bată când și când, maximele le vedeți cam între 26 și 29 de grade. Și în fine, zona de est a României, în Moldova, astăzi, vreme destul de bună, s-ar putea ca trecător la noapte să vină câțiva stropi de ploaie, maxime de la 27 la 31 de grade în sudul regiunii, iar în Dobrogea, astăzi vreme bună, maxime de la 23 la 28 de grade. Observați de altfel că pe litoral vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. Cam atât deocamdată, revin ceva mai târziu cu mai multe detalii și despre zilele următoare. Daniel? Mulțumesc mult, Mihai!